Salut lume și bine v-am regăsit la o nouă etapă a acestui campionat. Partidele astea se desfășoară contra echipei Bolentin Maruspar pe stadionul din Bolentin Vale. Primul 11 de azi este Nini în poartă, fundaș și central Paul și Alin, fundaș stânga Nadim, fundaș dreapta Ionuț, în linia de mijloc, mijlocaș și central sunt Stelu și Chirilă, în partea dreaptă și Lomarian în cea stângă Stan. Sub atacant se află Marius, dar pivotul de astăzi este Virgil. Dino se așteaptă o partidă destul de grea ca orice partidă din acest campionat și trebuie să o tratăm cu cea mai mare seriozitate. Stadionul din Polentin Vale se prezintă cu o calitate destul de bună a gazonului și asta ne face doar să ne încânte. Avem timp să ne încălzim și să ne punem oasele la muncă. Gazdele salută oaspeții, iar Stelu, capitanul de azi, rămâne să vedem în ce parte a terenului vom juca. Capitanul lor câștigă și alege partea din dreapta. Cum obișnuit să facem noi cercul nostru înainte de meci. Se pare că aveți și câțiva fani. Normal că nu m-am putut abține și am dat și vreo 2-3 dab-uri. Like pentru dab. Prima repriză începe în forță, prima ocazie aparținând lor, dar Nini este acolo unde trebuie și oprește orice pericol. Nini degajează mingea. Virgil o deviază pe spate până la Marius. Marius se duce până în fața careului, încearcă un șut, însă portarul îl respinge mingea în corner. Nu s-a ales nimic din corner acela, portarul lor degajează, o deviază pe spate fundașul, Chirilă sar la cap, dar faultează. Fundașul lor trimite mingea în careu, mingea este deviată de atacantul lor puțin pe lângă poartă. Paul aici dă o pasă foarte bună pentru Chirilă. Chirilă lasă mingea să curgă și o face până în fața careului. Este un la unul cu portarul și înscrie foarte ușor. Nici ei nu se lasă prea jos. Au un contraatac destul de bun, însă Paul aici arată de ce este un fundaș foarte bun. Virgil acusă o accidentare și nu mai poate continua meciul, în locul lui intră Alex Tate. În timp ce Necostel avea grijă de Virgil, Marius dă o centrare în care la capătul lui se află Chirilă și împinge mingea în poartă, făcând 2-0. Și așa s-a terminat și prima repriză.
Gazdele au un out, Paul respinge mingea în prima fază, mingea revine oarecum la el, dă o pasă lui Stelu, Stelu dă o bijuterie de pasă lui Nadim, Nadim controlează mingea la fel de bine, se duce până în fața porții, însă nu mai poate să șuteze, iar portarul prinde mingea cu ușurință. Din nou, niște oameni foarte prietenoși. Medicul vine să-l ajute pe Paul, iar Paul se ridică destul de repede. Aici avem un șut nu prea bun. Faza următoare, Ionuț respinge foarte bine mingea la mine, eu îi dau o pasă filtrantă lui Chirilă, iar Chirilă face 3-0 și își bifează hat-trick-ul în acest meci. Gazdele din nou au un corner, însă Ionuț este la a doua bară și respinge mingea foarte bine. Peste foarte puțin timp, Marius are o lovitură liberă foarte bună, însă mingea lovește bara din stânga. A venit timpul să ies, iar fanilor își arată iubirea față de mine. Ieșim foarte bine din propria jumătate. Stan dă o pasă în Nadim, Nadim face 1-2 cu Stan, iar Stan șutează din prima, iar mingea se duce foarte puțin pe lângă poartă. Jocul decurge repede, iar Neni iese greșit din poartă și face un penalti. Fundașul lor, Gianni Morandi, execută penaltiul, însă... Marius îl găsește foarte bine pe Stelu, Stelu se uită în sus, îl vede pe Kirlă, îi dă o pasă, Kirlă se duce foarte bine spre gol, întoarce și fundașul, șutează, însă mingea trece foarte puțin pe lângă poartă. Și așa s-a terminat meciul. Mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm la următoarea etapă acasă cu cei de la vânători.